Un bărbat care era arestat la domiciliu a cerut instanței de judecată să fie transferat la închisoare, când a aflat că partenera lui de viață avea amant. Potrivit Torino Today, bărbatul are condamnare definitivă pentru mai multe furturi. El mai are de ispășit din pedapsă o perioadă de șase luni, fiind arestat la domiciliu. Recent însă, partenera lui de viață i-a mărturisit că are amant și că se întâlnește în mod constant cu el, pentru că situația a devenit de nesuportat pentru acesta. La începutul lunii februarie, bărbatul a depus la instanță o cerere de transfer din arest la domiciliu la penitenciar, menționând care sunt motivele și spunând că i-ar fi mai bine la închisoare decât acasă. Cererea a fost aprobată în câteva zile. Astfel, bărbatul a fost ridicat de acasă de carabinieri și dus la penitenciarul Ivrea, de unde va fi eliberat la sfârșitul verii, relatează digi24.ro.